propaganda rusească a știut întotdeauna cum să profite de fricile noastre, de îndoielile pe care le avem. De vreo 28 de ani ne joacă pe degete, ne hrănește cu informații dubioase, de multe ori false. În această ediție, Poligraful Agora, vă propunem să vedem care sunt temele și argumentele utilizate de presa rusă, dar și de unii politicieni, pentru ca să ne sperie. Iată 6 subiecte folosite în permanență de propaganda rusească în ultimii 28 de ani. Argumentul numărul 1. Unirea cu România, dispariția Moldovei de pe harta lumii. Dacă o să-l votați pe politicianul X, ăsta o să ne unească cu România. Dacă ei vor câștiga alegerile, urmează dispariția statului Republica Moldova. Vine jandarmul român și e caput cu toți. O sperietoare atât de ieftină circulată atâția ani de zile, fără niciun substrat factologic. Unirea nu va fi. Amintiți-vă, de la declararea independenței Moldovei, în Parlament au ajuns nenumărați unioniști. Niciunul n-a pus problema unirii serios. Toți au profitat de ea pentru fotolii calde. Unirea nu se face ca așa vrea politicianul X sau Y. Azi, acest lucru nu mai este posibil decât cu acordul puterilor internaționale, precum SUA, Rusia, Germania, Franța, etc. Cei care cred altfel dau dovadă de multă naivitate. Chiar și fostul ambasador al SUA Moldova, James Pettit, a spus-o pe șleau. Moldova nu e România și trebuie să-și croiască calea independent. În traducere directă, asta înseamnă că SUA nu susține modificarea granițelor aici. Moldova is not Romania. Moldova is going has its own unique history and its own unique challenges. Altfel spus, unirea cu România n-a fost niciodată un subiect serios pe agenda politicii moldovenești, însă presa rusească a utilizat cu brio acest argument pentru a agita în special populația rusofilă. Le-a reușit de minune. Argumentul numărul 2. Rămâneți fără gaz dacă nu votați cu politicienii proruși. Un argument foarte popular distribuit de analiști și experții politici ruși, mai ales în anii 90. Dacă nu veți vota cu politicienii proruși, veți rămâne fără gaz și veți face țurțuri la nas în casă în perioada rece a anului. Că au trecut deja aproape 30 de ani și niciodată Moldova n-a rămas fără gaz. Dar la putere s-au perindat și comuniști, și unioniști, și agrarieni, și așa numiți stataliști. Ne-am putut convinge cu toții că n-are nicio legătură tăierea gazului cu politica. Au fost doar amenințări și sperietori. Mai mult, vânzarea gazului pentru ruși înseamnă bani profit. De ce să-și taie o sursă de venit? N-au îndrăznit să le taie gazul nici ucrainenilor cu care sunt în conflict militar. Argumentul numărul 3. Aderarea Moldovei la NATO va face țara un câmp de război. Ну что происходит в последние годы? Во-первых, Молдова уже на протяжении больше чем 10 лет является участником партнерства, натовской программы партнерства ради мира. Грузии, Украине и Молдове следует дать четкую перспективу членства в НАТО и ЕС. Так говорится в специальном докладе парламентской ассамблеи НАТО. Осенью ее перебросят в Молдову, на полигон в Бульбоках. Там пройдут совместные артиллерийские учения НАТО и Молдовы. Fire Shield. НАТО go home! НАТО go home! Aderarea la NATO este una dintre cele mai amuzante sperietori. De ce ar fi Moldova interesantă pentru NATO? Datorită superputerii militare? Nu, nu prea avem cu ce. Pentru că suntem un teritoriu imens? Nu, Moldova poate fi survolată lung și în lat în doar câteva zeci de minute. Este la mintea găinii că interesul pentru NATO nu este Moldova, ci Ucraina, o țară mare, importantă, cu potențial militar mare. Dacă va fi luată vreodată o decizie la acest capitol, atunci noi, fiind atât de mici și neimportanți, vom fi luați în calcul la pachet cu Ucraina. Acolo e, de fapt, miza cea mare. Deocamdată, țara noastră este comodă pentru toți așa cum este în prezent. Un fel de zonă tampon. Iar discuțiile despre Moldova și NATO sunt praf în ochi pentru necunoscători. O altă sperietoare pe care presa rusă ne-o flutură în fața ochilor de ani buni. Argumentul numărul 4. Aderați la Uniunea Vamală, aici e mai bine ca nu e.
Noi trebuie să protejăm economia, să păstrăm bunile relații cu Rusia și să ne integrăm în Uniunea Vamală. Vă mai amintiți cu cât tam-tam se discuta acum 5 ani despre Uniunea Vamală cu Rusia? Și ce s-a întâmplat? Au trecut alegerile și au uitat toți de acest subiect. Haideți să ne uităm la cum arată exporturile Moldovei în prezent. Circa 65% din exporturi se fac către UE. Datele statistice demonstrează că, începând cu 2004, exporturile moldovenești către Uniunea Europeană au crescut anual în medie cu peste 10%, iar după semnarea acordului, Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova, însumând peste 65% din exporturi. Chiar și regiunea transnistreană, un teritoriu cu populație preponderent prorusă, a înțeles că UE e o alternativă mai rezonabilă. Principala destinație a exporturilor transnistrene a devenit tot piața Uniunii Europene, unde au ajuns aproape 37% din mărfurile livrate de regiune. Și acum, cine să mai creadă pe așa zișii experți ruși care spuneau că mărfurile moldovenești nu vor fi competitive pe piața din UE? Argumentul numărul 5. Reîntoarcerea în URSS. De vreme suntem prosiți de unii politicieni din Moldova care ne propun să ne întoarcem în Uniunea Sovietică, la colhozuri. Oricine va spune asta azi, să știți că vă ia de prost. Orice om cu capul treaz înțelege că acele timpuri nu mai pot fi întoarse. Nu e posibil ca pâinea să coste azi 16 copeci, iar cărnațul 2 ruble. Uitați-vă care sunt prețurile de producție acum. Nu mai există economie planificată. Alo, suntem secolul 21, trăim în era economiei de piață. Nu mai sunt posibile aceste prețuri pentru că un litru de benzină nu mai costă 2 ruble, dar 20 de lei. Prețurile la energie și gaz au crescut de 10 ori și nimeni nu mai lucrează pe gratis azi. Argumentul numărul 6. Moldovenii nu vor mai avea dreptul de muncă în Rusia. Serviciul Rus de Migrație susține că în prezent în Rusia sunt aproximativ 198.000 de moldoveni care au încălcat regimul de ședere și riscă să aibă interdicția de a intra pe teritoriul Federației. По данным ФМС, на территории России с нарушением срока пребывания на так называемая группа риска, с нарушением срока пребывания более 90 дней, на территории России находится порядка 240 тысяч молдавских граждан. A devenit deja o tradiție. Odată cu apropierea alegerilor, Moscova nu uită să amintească de moldovenii care muncesc în Rusia. Vor fi deportați, nu vor mai avea dreptul să lucreze, s-a speculat de mai multe ori. Da, mii de moldoveni muncesc la negru. Dar cum ar fi să ne imaginăm că aceștia ar pleca din Rusia? Și cât de atractivă e Rusia? Salariul mediu lunar pe economie e de 375 de euro, cu 20 de euro mai mult decât cel din Republica Moldova. În România, de exemplu, acesta se ridică la circa 630 de euro, în Spania la peste 1360 de euro, iar în Italia salariul mediu lunar pe economie ajunge la 1500 de euro. Acestea, prieteni, sunt câteva argumente și teze cu care suntem manipulați de ani de zile, atât de unele instituții de presă rusești, cât și de unii politicieni. Se întâmplă asta mai ales în cadrul campaniilor electorale. De fiecare dată când auziți că vreun politician sau vreo instituție media vă sperie cu unirea cu România, aderarea la NATO, reinstalarea colhozurilor sau vă promite că o să vă dea cârnați cu 2 ruble, să știți că acestea sunt minciuni, iar cineva vrea să profite de încrederea voastră. Atât pentru această ediție, aveți grijă ce informații consumați!